7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Dacă eu am avut titular sau cu alte cuvinte, dacă am făcut stagiere. Am făcut stagiere cu o persoană care o cunosc. Într-adevăr, ne-a fost greu la început și aici ține de persoana care m-a ajutat. Acum eu realizez, îmi dau seama cât de multă răbdare a avut persoana aceea cu mine atunci când eu prima dată am venit și am început să lucrez în camion. Îmi amintesc că m-am coborât din rutieră și m-am întors și am văzut camionul cât e de mare. Niciodată în viața mea n-am stat așa de aproape lângă un camion. În gândul meu mă gândeam cum e posibil să conduc așa mașină mare. Eu când am făcut practica, și-am dat examenul pe o mașină rusească, zil, cu remorcă. Nu cu camionul de ăsta care trebuia să lucrez. Eu în prima dată am început să lucrez cu o Scania albastră. A fost prima dată când eu am fost lângă un camion așa de aproape. Până atunci n-am avut ocazia nici să mă urc în cabină la un camion, nici să conduc, nici să cuplez. N-avem idei despre camioane, despre cum să conduc și așa mai departe. Deodată, Dan, mi-a fost greu. Mi-am amintesc că prima dată am mers de la Belgia, din Gent, spre Paris. Luni dimineață, la ora 4, pe A1 și Lille, A1 și Paris. Eu acum știu că ieși pe la Lille, sunt mai multe drumuri, dar acum ne amintesc, pentru că mai merg de mai multe ori merg pe drumul și ăla, și ne amintesc că pe drumul ăsta atunci am mers prima dată. Și acum înțeleg, atunci nu știam că el e A1 și generi nu putem să memorizez lucrurile astea. Lucrurile astea se memorizează atunci când le repet de multe ori și merg de multe ori pe un și același drum și el se începe a memoriza. Dar de prima dată, la ora 4 noaptea, nu ai idee acolo, totul e nou, nu poți să memorizezi că este A1 și el merge spre Paris. Eu eram foarte impresionat cum e posibil așa un camion mare, într-așa un loc, pe așa străzi înguste, cu așa mari aglomerații de mașini, mașinile una lângă alta, îmbuteiaje, pentru mașinile astea, cu motocicletele în cruci, vineau, ieșeau, treceau stradă, au descărcat la o adresă, și la alt adres. Eu stăteam și mă uitam într-o parte, mă gândeam că asta e imposibil, pur și simplu imposibil pentru mine. Prima dată când am încercat să dau la rampă, am încercat să dau nu din partea stângă, dar din partea dreaptă. Adică volanul din partea asta, partea stângă. Mai ușor să dau la rampă din partea stângă, pentru că vezi toată remorca și mai ușor. Dar eu din partea dreaptă. Și în tineri mă duceau în eroare colțurile de la remorcă, nu sunt unghi de 90 de grade, dar cum unghi de 90 de grade plus tăiet la 45. Și atât colțul la remorcă se primește că nu are numai un unghi, dar are două unghi de 45 de grade. Și atât unghiurile astea mine mă duceau în eroare și el își pune mâinile în cap, spune că eu nu știu ce-i să faci tu. Pur și simplu zic că eu nu știu tu ce-i să faci, nu știu cum tu ai să discuți. Erau multe situații de astea când practic nu știam ce să fac, îmi vine să, așa, când niște gânduri, să renunț pur și simplu, să mă duc acasă, nu mai trebuie, mă gândeam că nu mai am nevoie eu de șoferie, asta nu e pentru mine pur și simplu. Veniți la o firmă ca șofer nou, v-a angajat și firma vă cere ca să faceți stagierea asta de o săptămână sau două, trei, nu contează, chiar și poate o lună. Chiar dacă vă pune să faci stagierea cu un
cu un șofer care nu sunteți de o vârstă. Să zicem că diferența de vârstă e foarte mare. Diferența de ani e foarte mare, dar ca și cum el e mai mic, dar vă învață pe dumneavoastră. De ce spun că trebuie să vă spuneți? Pentru că totul e în schimbare. Sunt reguli noi, sunt legi noi, sunt multe lucruri care, cum au fost în trecut, când se lucra cu Rusia fără tahograf și fără navigator și fără telefon, se urcau șoferii și se duceau la o descărcare și veneau peste o lună. Acum nu mai este așa. Practic totul e la oră. De zi, să zicem, uneori trebuie să faci câte 6-7 descărcări, în dependență care e, la câți kilometri una de alta descărcare. Mulți spun că eu când eram la volan, tu nici nu, tu erai încă, te jucai cu mașinile în nisip și eu îți dau mult mai mare experiență decât tine și tu n-ai cum să mă înveți pe mine și vorbe de genul ăsta. Faceți, eu mă refer anume la ce țin de camion, regulile care sunt în firma dat, pentru fiecare firmă, fiecare companie are regulile la care șoferii trebuie să supui. Așa că dacă aveți chiar experiență și undeva ați lucrat cândva pe timpul URSS, nu are sens și nu are rost să vă impuneți păreri. Acum totul e luat în calcul. Toate lucrurile se țin sub control și timpurile s-au schimbat. Acum se lucrează cu navigator, dacă atunci se lucra cu harta. Acum se descarcă exact la oră, cu exactitate mare. Acum trebuie de lucrat cu telefonul, trebuie de comunicat cu coordonatorul, cu dispecerul. Au fost așa cazuri când au venit șoferii la lucru și s-au dat în mână telefon performant cu ecran tactil și camion bun, nou, cu cutie automată, navigator și nu au putut să lucreze. Din 10 șoferi, numai unul rămâne sau doi, restul pleacă. Și pleacă din motivul că a fost învățat să lucreze fără program. Nu știu ce asta, tahograf, program, să-și organizeze programul. A fost învățat să lucreze fără telefon, fără cu ecran tactil. De asta și compania vrea ca să vadă dumneavoastră ca șofer nou. Cine sunteți? Cum vă comportați? Ce comportament aveți? Cum vă descurcați? Cum vă orientați în spațiu? Cum vă descurcați cu navigatorul? Cum ajungeți la încărcări, la descărcări? Cum comunicați? De asta și e nevoie ca să faci stagierea asta. Și dacă vă pune să faci stagierea cu o persoană care de ani e mai mică ca dumneavoastră, înseamnă că compania nu are încredere în persoana și de la care dumneavoastră aveți ce învăța. Acum îți pune accent pe un stil de șofat econom. Nu-i cazul dacă faci stagierea cu o persoană mai mică de ani decât dumneavoastră, îți vă impuneți părerile. Poate în alte domenii, da, dar când sunteți în calitate de șofer care face stagierea, și să ascultați exact instrucțiunile care vin din partea la companie și din partea la șoferul care vă învață. Cum am învățat eu să dau la rampă? Sunteți că la rampă prima dată trebuia să dau. Era o firmă și trebuia să descarc în Paris. Dar eu nu puteam să dau la rampă, că n-am rămas pe camion să lucrez. Era unul alături un șofer, era cam de culoare, pielea închisă era. O venit, s-a urcat pe scară, lângă volan, în partea asta, pe scară. Eu eram la scaun, așa stăteam și acceleram cât încet, și dădea camionul urmă, cu spatele. Și l-a dat la rampă. Dar eu eram la volan și vedem cum rotește el volanul. Și el atunci mi-a spus că nu roti volanul brusc în stânga, brusc în dreapta, maxim în stânga, maxim în dreapta. Și nu mări viteza. Când dai cu spatele la rampă, mergi încet. Și rotești volanul în stânga, în dreapta,
puțin rotește, vezi unde se duce remorca. După care invers o rotești, iar vezi unde se duce remorca. Pentru că când e viteza mică, atunci reușești să rotești volanul în stânga și în dreapta de mai multe ori. Dacă nu e viteza mare, nu reușești de atâtea ori să rotești volanul în stânga și în dreapta. Și atât de atunci, după ce am dat la rampa aceea, el o dat camionul la rampă. Am ieșit după ce am descărcat, m-am dus după clădirea aceea, acolo erau încă câteva rampe, liberi. Și am făcut acolo cercuri, am dat la rampă de 5-6 ori. Și exact așa facem de fiecare dată. Mă ducem la o încărcare, vedem câteva rampe libere, intram și dădeam la rampă de 5-6 ori. E doar teorie, imposibil să dai la rampă, doar prin teorie. Ca să poți să dai un camion, să mergi cu spatele, să dai la rampă, bine. Este nevoie de ori acumulate la volan. Ori acumulate la volan. Ca să capiți experiență cu camionul, este nevoie de acumulat ori de practică la volan. Atunci când camionul este încărcat, atunci când carosabilul este umed, camionul se comportă diferit când e cu încărcătură și când e fără încărcătură. De asta aș spun că este nevoie de ori acumulate la volan. Asta e experiența. Teoria, da, e importantă, dar undeva din 100% doar 50%. În rest, 90-95% este nevoie de practică. Și anume practică cu camionul, anume aici pe Europa, pe drumurile astea, prin orașe mari, pe autostrăzi, cum să găsești parcări, cum să lucrezi cu programul, cu navigatorul, cu telefonul, cu comunicarea cu dispecerul. Doar prin teorie sau dacă pur și simplu stai să privești clipurile de pe YouTube, nu te înveți să conduci camionul. Cred că o să plec deja eu.